că sunt încă în proprietatea statului neprivatizat o serie de 160-180 de locații în orașe de la 50.000 până la 500.000 de locuitori. Deci vorbim încă de destul de multe spații. Cele mai multe însă sunt la nivelul acestei fotografii, a cinemaului capitol din București. Deci, pe de parte, ideea fi ca aceste municipalități, acești noi proprietari de săli de tip administrații locale, să înțeleagă pe de o parte că e în folosul tuturor dacă își alcătuiesc o asociație împreună. Discuția o purtăm după ce, pe baza unui plan pe care l-am elaborat sub CIM, am fost în una privată la Berlin acestui an și am încercat să văd dacă e posibil să avem un plan național în care să punem la aceeași masă toți factorii decizionali, nu pentru a modifica o sală, ci pentru a avea un plan de țară referitor la această chestiune. Și anume, propunerea noastră pentru administrația locală de România și pentru municipalități este să gândească că aceste spații pe care le am în centrele orașelor nu trebuie reformatate ca o sală unică, ci trebuie ca pe amprenta pe care o avem acolo să facem ceea ce poate fi numit în multe feluri, noi am zis un hub cultural sau un cultiplex, dar în esență este un cinematograf cu mai multe săli de capacitate mică și care în același timp înglobează o mulțime de alte activități, spații pentru alte activități culturale. În așa fel încât să creăm în centrele acestor orașe o mișcare culturală vie, echivalentul unui mall, dar care se oferă doar produse și servicii culturale sau de un anumit fel de divertisment. Adică rămânește să avem în centrul orașului un spațiu în care ai trei săli de cinematograf, dar obligatoriu trebuie să ai restaurant, cafenea, un alt cafe în care să poți să stai să lucrezi să ai internet, să lucrezi, sau inclusiv poți să ai o microsală de cinematecă pentru care sunt altele drepturi și n-ai decât să vezi ce filme sunt pe raft, să poți cu un laptop, ca să ai permis. Trebuie să ai în același timp o librărie, trebuie să ai o mică sală de teatru. Sunt o grămadă de spații adiacente care au fiecare o mică nișă de public și care pot crea un anume vibe cultural dinamic în centrele acestor orașe și care să atragă o parte, o nișă din acești tineri care își prefec de regulă weekend-ul la mall. Dacă îi oferim o alternativă la mall comercial și îi chemăm în centrele orașelor într-un loc care se arate renovat, să fie menegeriat la un univers profesionist, sunt ceva șanse ca pe termenul genul de cinema pe care îl promovăm noi să aibă un fel de viitor. Dar sunt niște condiții. Începusem să vă spun că am avut acest plan, am avut pregătire, am văzut asta din timpul verificarei, am avut această întâlnire cu comisara pe digital, pentru că sunt o serie de probleme. Ideea de bază pe care mergem noi e următoarea. Dacă reușim să facem ca administrațiile locale să repartă pereții acestor sări și partea structurală din om, pentru că nu are nimeni altcineva bani să investească, dar autoritățile locale au și nu vor investi mult mai mult să transforme aceste sări într-un cultiplex decât dacă le schimbă de scaunele și pereții. Diferența nu e fundamentală, dar rostul final s-ar putea să fie mult mai bun. Dacă ei, pe de-o parte, au voința să facă această investiție, mai avem nevoie de cineva care să contribuie la aceste efort prin a digitaliza toate aceste sări. Și asta a fost partea de conversație pe care am votat-o la Berlin pentru a identifica dacă există posibilitatea obținerii unui sprijin european pentru a digitaliza sările din acele țări cum e România, unde revoluția digitală, de fapt, nu a venit încă. În alte părți s-a încheiat și vorbeam iar cu reprezentanții Europa, ținem acela ei să trece la etapa în care deja se modifică prima generație de proiectoare video cu cele laser. Noi suntem în etapa în care încă nu avem proiectoare și dăm în tot felul de locuri de pe suport de improvizare. Deci dacă am putea de la ei să primăm acest efort, sau acest suport pentru digitalizare, ar mai fi nevoie pe de altă parte din România de alți doi factori în această masă cu patru picioare. Pe de parte, ar fi nevoie ca CNCU, un proiectul de lege nou pe care și-l propune să-l treacă,
să prepară un anume sprijin pentru programarea în aceste sări, acestui gen de cinema, pentru că potențial niciodată aceste sări nu vor putea trăi din casările de biere. Deci am nevoie de un sprijin, de cineva care să compenseze operatorul de sală, că nu vinde 600 de bilete la un film american, ci vinde 200 de bilete pentru început la filmul european și românesc, și cineva trebuie să-i compenseze diferența. Iar central 4-lea pilon al acestui plan participativ pe care sperăm să-l putem formula într-o zi ca o aplicație pe baza în România pentru fondul de investiții și afară pentru digitalizare, are în vedere partea, contribuția pro bono a prietenilor noștri arhitecți. Am investit simpatie, timp și energie și pe baza acestor, nu știu cum să vă spun, pe baza dorinței de a face un lucru bun, s-au creat aceste studii. Și aceste studii ce fac? Vin să arate mai precis unor autorități locale și unor primare care poate că n-au atâta imaginație, cum s-ar putea transforma o sală care momentan are patru pereți și o cămadă de scaune dezafectate la noi.